Nici nu s-a terminat bine toamna calendaristică și iarna a și nevălit peste noi. Mai bine spus, zăpada. Ninsorile căzute în weekend au adus și primele intervenții ale utilajelor pe drumurile județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara. Pe lângă intervenții, au fost verificate utilajele și stocurile de material antiderapant la bazele operatorilor care intervin pentru a asigura dezăpezirea pe drumurile județene în această iarnă. Până ieri seară la ora 20, la solicitarea dispecerului de serviciu sau în urma apelurilor telefonice primite la dispeceratul de iarnă, utilajele au acționat pentru dezăpezirea drumurilor în zonele Târsa, Sarmisegetuza, Regia, Râușor, Cârnic, Bătrâna, Baraj, Gura Apelor, Săcărâmb, Răchitova, Straja, Merișor, Jieț, Cabana Rusu. Având în vedere evoluția meteo din următoarele ore, le recomandăm conducătorilor auto să nu plece la drum cu mașina neechipată de iarnă. Pentru prevenirea blocajelor în trafic este nevoie de cauciucuri potrivite sezonului rece și lanțuri. Toate problemele apărute în trafic pe drumurile județene pot fi semnalate la dispeceratul de iarnă, telefon 0737 553-971, menționează reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara. De asemenea, au fost verificate în cursul serii de sâmbătă stocurile de material antiderapant, precum și utilajele din dotarea firmelor care asigură dezăpezirea pe drumurile județene în această iarnă.